Bun găsit, doamnelor și domnilor, astăzi în cadrul știrilor Nova TV stăm de vorbă cu președintele clubului ACS Media și Ionuț Buzian. Vorbim despre perspectivele și despre obiectivele anului 2024 în ceea ce privește fotbalul medeșan. Bun găsit! Bună ziua și bine v-am găsit! Iată că trecem în noul an cu mari speranțe și cu obiective noi. Ca de fiecare dată urmărim să ne depășim și să mergem mai departe. Cum ați început anul? Pozitiv, bănuiesc! Pozitiv. Din păcate ne-au plecat câțiva jucători, am adus alți jucători, sperăm că am ales bine. Din păcate nu am avut de ales în privința plecărilor. Au fost vorba de doi jucători care aveau niște clauze contractuale. Dacă aveau oferte de la un eșalon superior, puteau să plece. În schimbul lor am adus câțiva jucători de la Liga 1 și de la Liga a 2. Cine sunt acești jucători? Țilat Maghiari de la Csíkszereda, Mihai Petra de la Craiova Piatra Neamț și Antonio Dumitrescu de la Poliaș. Am mai adus de la Liga 3 pe Lucian Noian, fost jucător al Gazului Metan și al nostru pentru o scurtă perioadă, care de asemenea consider că o să ne ajute foarte mult. Ce obiective le-ați impus la început de an ca și președinte al clubului? Da, în primul și în primul rând ne dorim să creștem sănătos, la fel cum am făcut-o până acum. Încă o dată mă repet ca în fiecare declarația mea. Vreau fiecare joc să-l tratăm la victorie, iar dacă este să ajungem să jucăm barajele de promovare, cu siguranță nu ne vom da la o parte. Și bănuiesc că unul dintre principalele obiective este cumva obținerea stadionului Gazmetan. Da, bineînțeles, stadionul Gazmetan e o problemă care ne frământă de un an și jumătate încoace. Am făcut foarte multe demersuri în acest sens. Din păcate nu am găsit deschidere, dar sperăm în cel mai scurt timp să beneficiem de condițiile de pe stadionul Gazmetan, care consider că este stadionul comunității noastre și este o normalitate ca noi să ne putem desfășura activitatea acolo. Pentru mai multe informații despre acest subiect și nu doar despre acest subiect, vă invit la Media 120, începând cu 18:15. Discutăm acolo împreună cu președintele clubului ACS Mediaș. La revedere!